Polițiștii suceveni au reținut trei tineri cu vârste cuprinse între 22 și 23 de ani, suspectați de comiterea unor acte de vandalism și distrugerea mai multor autoturisme parcate în cartierul Burdujeni. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 5 noiembrie, când aceștia au provocat distrugeri la nivelul suporturilor de înmatriculare, lunetelor și parbrizelor vehiculelor. Poliția a fost alertată printr-un apel la 112 de un locuitor din zonă care a observat prin fereastra apartamentului cum tinerii distrugeau numerele de matriculare ale vehiculelor parcate în apropierea blocului. Patrula de poliție sosită la fața locului a constatat mai multe pagube produse autoturismelor parcate pe străzile din Burdujeni. Ancheta desfășurată de polițiști a implicat vizionarea peste 1000 de minute de înregistrări de pe camerele de supraveghere, în colaborare cu poliția locală din cadrul primăriei Suceava. Pentru a identifica suspecții și a documenta fiecare act de vandalism. La 6 noiembrie, în urma administrării probatorului, au fost identificați doi bărbați, ambii în vârstă de 23 de ani și o tânără de 22 de ani, toți din Suceava. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au dispus măsura preventivă a reținerii celor trei pentru 24 de ore, aceștia urmând să fie duși în centrele de reținere și arest preventiv, din cadrul IPJ Iași și IPJ Botoșani. Cei trei vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Suceava, cu propunerea luării unei măsuri preventive. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunilor de distrugere în formă continuată, pentru a proba întreaga activitate infracțională a suspecților.